Avem date noi de la Institutul Național de Statistică, potrivit acestor an anul 2022 în România erau 464.000 de șomeri. Rata de ocupare a populației în vârsta de muncă a fost de 63,1% în creștere față de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale, iar rata șomajului a fost de 5,6%, valoare egală cu cea înregistrată în anul precedent. Nivelul cel mai ridicat al ratei șomajului de 22,8% a fost înregistrat în rândul tinerilor până în 24 de ani. Din cifrele publicate de se aflăm și că peste 80% dintre persoanele ocupate lucrează în mediul privat. În plus, șomajul i-a afectat cel mai mult pe absolvenții învățământului scăzut și mediu, pentru care rata șomajului a fost de 14,2%, respectiv 5,2%. În cazul angajaților cu studii superioare, rata șomajului a fost de doar 1,7%.